Bună seara, doamnelor și domnilor, și bun găsit la o nouă ediție a emisiunii Mara Mureșul azi. Vorbim astăzi despre rezultatele alegerilor din UDMR, Organizația Teritorială Mara Mureșul Istoric, cu invitatul din această seară, domnul Mihai Căcăneaș, președinte executiv. Bună seara și bine ați venit! Bună seara! Domnule Căcăneaș, ați venit noastră astăzi la invitația mea, l-am invitat și pe domnul Bereș, dar mi-a spus dânsul că a plecat 5 zile în concediu, că avea un bilet cumpărat mai de demult. Și aș vrea să ne spuneți că am înțeles că ați prezidat alegerile de sâmbătă în calitate de președinte executiv UDMR Mara Mureșul Istoric. Cum au decurs ele, care au fost rezultatele alegerilor și am înțeles că până la urmă au fost două ședințe, nu una singură, așa cum mi se părea nouă când am realizat emisiunea cu contracandidatul domnului Bereș. Așa este, au fost două ședințe. Prima ședință de desemnare a noului președinte al Organizației Teritoriale Mara Mureșul Istoric, organizație care acoperă practic zona Maramureșului Voievodal, plecând de la Bișeu până la Remes și în partea cealaltă către Cosău și Șugătag, inclusiv Sighetul, bineînțeles. Această adunare a fost organizată cu prezența reprezentanților fiecarei organizații locale în parte, cu un număr bine desemnat de participanți și această ședință, după un parcurs cunoscut pentru ședințe de acest gen, respectiv prezentarea raportului președintelui care pleacă cu programul de politic pentru candidat și așa mai departe, terminându-se cu votul plenului. Domnul Cristof, până la urmă, atunci unde a candidat? La locale sau la teritorial? Dânsul a candidat la ambele funcții, deci și la locală și la teritorială. Și care au fost rezultatele? La ambele organizații, vechiul președinte, domnul Berea Ștefan, a rămas președinte la teritoriu cu un vot consistent în favoarea sa, la locala din Sighet cu un scor puțin mai strâns, ceea ce este un punct bun pentru domnul Christopher, care a avut curajul să se avânte într-o luptă care se anunța destul de dificilă și oarecum previzibilă ca rezultat. Când vă referiți la locale, vă referiți la organizația din Sighetul Marmației? E vorba de organizația din Sighet, cea de-a doua adunare, care a fost o adunare generală a membrilor membrilor cotizanți ai Uniunii din raza municipiului Sighetul Marmației. Participarea a fost relativ bună, a fost circa 60 de persoane cu acte în regulă, să zic așa, și care au votat într-un scor destul de strâns, dar în favoarea domnului Bereș. Au fost 33 de voturi pentru domnul Bereș și 27 pentru domnul Oros. Deci și pentru dânsul, practic, zic eu, este voturi, un scor meritoriu, care trebuie să ne pune pe gânduri și nu numai că să ne pune pe gânduri, dar trebuie să înțelegem că tinerii vin din urmă, poate doresc altceva decât am făcut noi și sperăm că după acumularea unei experiențe corespunzătoare a domnului Christopher în cadrul organizației noastre, la viitoarele alegeri să câștige dânsul. De ce nu? Peste câți ani? De obicei, aceste alegeri, dacă nu se întâmplă ceva pe parcurs, se țin la 4 ani. La 4? Da. Tot din 4 în 4 ani. Din asta 4 înseamnă 4 că în 2020 mai sunt alegeri. Până atunci rămâne domnul Bereș și la Sighet. Dacă dânsul dorește sau dacă nu se întâmplă ceva pe județeană, parcurs, ca să spunem așa. Încă 4 ani de zile în care până la urmă e mult de muncă, urmează alegerile parlamentare. Și aș vrea să întreb dacă există și un corp de conducere, un birou de conducere, cum e și la celelalte partide politice, și nu DMR, și dacă domnul Oros Christopher Levente a ajuns și în acest birou de conducere sau nu a candidat.
Alegerile parlamentare sunt coordonate de o comisie, de un comitet director format din membrii celor două organizații UDMR distincte de pe teritoriul județului Maramureș. Mă refer la Organizația Teritorială Baia Mare și Organizația Teritorială Maramureșul Istoric. În această comisie există într-o paritate de 6-2, 6 persoane din Organizația Teritorială Baia Mare și 2 persoane din Organizația Teritorială Maramureșului Istoric. Mă rog, această comisie coordonează atât procesul de campanie electorală, procesul de votare și așa mai departe, cât și, în ultima instanță, desemnarea candidaților pentru Camera Deputaților, respectiv Senat sau Parlamentul României. Dânsul nu face parte din această comisie. Bun, asta spuneați la nivel județean, da. Să spunem așa. Alegerile parlamentare, înțeleg că au fost alegeri și în organizația Baia Mare, sunt în 12-11 decembrie, da? Mai sunt practic 2 luni de zile, ca să spunem așa. Așa este. V-ați pregătit pentru ele? Adică au existat deja discuții? Cine va fi pe listele respective? Înțeleg că s-a făcut și o împărțire între cele două organizații la Cluj sau Târgu Mureș, undeva în deci, aceste două localități. A fost nevoie de, să zic așa, arbitrajul Comitetului Permanent al UDMR-ului la nivel de țară între noi, între Maramureș și Istoric și Organizația Teritorială Baia Mare, pentru că ambele organizații și-au revendicat un post eligibil la Camera Deputaților, la Senat nu este cazul. Și până la urmă, în urma dezbaterilor, s-a decis ca pe primul loc să figureze domnul Apiuc Norbert din partea organizației Baia Mare. Bun, dacă datele mele sunt corecte, la Camera Deputaților Centrul a hotărât primul loc să fie ocupat de Baia Mare. Așa este. Și locurile 3, 4 și 5 de către Sighet. Locul 3 și locul 6 va fi ocupat de Sighet. Da, și locul 3 la Senat. Locul 3 la Senat. Bine, sunt locuri absolut simbolice și până și momentul de față nu am Sighetul Marmației. Locul 3 la Senat, locul 1 este ocupat de doamna Vida Noemi la Senat. Tot în sigur? Deci, din comunicatul care a fost transmis de către Comitetul Permanent al UDMR, da. Așadar, la Senat candidează în continuare doamna Noemi Vida, din informația noastră? Da, dar este... Noi aveam alte informații contrare în care Senatul este ocupat la locul 1 de către domnul Bereș. Da, domnul Bereș a depus documentele pentru Camera Deputaților. Nu pentru deci Senat. La Senat nu. Dar sigur că vom numeniza și noi persoanele care să figureze pe listă pentru a forma o listă completă așa cum se cere. În... De ce credeți că e nevoie întotdeauna de medierea centrului între cele două organizații, Sighet și Baia Mare? Că până la urmă despre acestea vorbim, chiar dacă se numesc Maramureșul Istoric. Există întotdeauna această tendință a organizației mai mari, celei mai mari, deci normal Baia Mare, să eclipseze organizația mai mică și să nu lase persoane din această organizație să ajungă la locuri eligibile în Parlament. Am avut probleme și la Consiliul Județean și așa mai departe. Poate s-a moștenit și la noi ceea ce de ani buni Baia Mare și Sighetul rivalizează în acest sens, Baia Mare înghite tot, Sighetul rămâne cu nimic. Cam așa merge și la noi. Și vă dați seama, într-o comisie în care, sau într-o organizație în care 6 persoane contra 2 se apucă să voteze, vă puteți da seama ce rezultate se nasc. Bine, noi avem drept de veto, dar de multe ori și folosim și atunci ajungem la Comitetul Permanent.
Bun, până la urmă, dacă e să discutăm pe cifrele din ultimii 20 de ani ale politicii din România, în Maramureș, UDMR-ul a ocupat în cel mai bun caz un post de deputat, uneori prin redistribuire, alteori câștigând un colegiu, dar tot așa printr-un fel de loterie. Deci, singurul post la parlamentare este cel de deputat. Anul acesta spuneați că este un domn din organizația Baia Mare, Baia Mare, teritorială Baia Mare. Ați auzit de dânsul? Știți ce activitate a avut până la ora? Eu nu îl cunosc personal, deși l-am văzut de câteva ori. E un tânăr foarte promițător, de 27 de ani, terminase facultatea de management, lucrează în domeniul privat și, din punct de vedere politic, a candidat ca și primar, ca și candidat, a fost candidat de primar în comuna Coltău. Unde a câștigat Partidul Unde a câștigat un independent, practic un independent a câștigat. Nu a câștigat domnul de la Partidul Popular Maghiar din Transilvania? Domnul Cendeș Lajos nu este, din câte știu eu, membru al partidului, niciunui partid, este independent, din câte știu eu. Primul mandat a fost la partidul acesta, dacă informațiile mele sunt corecte. Posibil. Pe de altă parte, din informațiile pe care le citesc eu pe AEP, în comuna Coltău, de unde este tânărul despre care vorbeați mai înainte, sunt 5 consilieri de la Partidul Popular Maghiar din Transilvania și doar 3 de la UDMR. Da. Asta am putea spune că nu e chiar o performanță. N-a câștigat nici primăria tânărul, n-a făcut nicio un număr de consilieri mai mare decât concurentul dumneavoastră, Partidul Popular Maghiar din Transilvania. Ce credeți că l-a recomandat pentru poziția eligibilă, spuneți dumneavoastră, locul întâi la Camera Deputaților? Părerea mea este că a intrat în acea competiție în Coltău fără prea mari șanse și totuși acest fapt că a avut curajul să intre în competiție și să încerce poate imposibilul, pentru că este destul de greu de schimbat un primar care de altfel a fost foarte bun și foarte apreciat de comunitate, indiferent de faptul că a fost membru de MR sau nu. A fost un om destoinic care a făcut foarte mult pentru comuna respectivă, o comună dificilă unde sunt probleme majore etnice și aici nu mă refer numai la etnia maghiară și să te iei la întrecere cu un astfel de om este o performanță sau este un act de curaj care probabil a fost ca atare taxat și de alții, nu numai de noi. Da, implicit dumneavoastră îmi spuneți că în cazul acesta ar fi un act de curaj și faptul că e pe locul 1 la Camera Deputaților, unde oricum era o poziție clară a UDMR-ului de câțiva ani. Acum, ce siguranță mai aveți că va fi una eligibilă în condițiile în care vorbim totuși de un eu candidat foarte tânăr cu lipsit de experiență eu politică? Eu nu m-aș hazarda în presupuneri și în calcule inutile, pentru că ce se întâmplă la vot este o treabă și ce calculăm noi este altceva. Dar nu uitați că în spatele lui stă o organizație destul de bine organizată și destul de puternică, care îl va sprijini atât în campania electorală, cât și în elaborarea programelor, în îndrumarea sa către funcția la care aspiră. Deci dumneavoastră vă bazați pe experiența politică pe care o are un tânăr la 27 de ani cu un consilier comunal din comuna Coltău, înțeleg, pentru Camera Deputaților. Vă întreb lucrul ăsta pentru că în antiteză am putea pune viceprimarul de la Sighetul Marmației, care e doamna Eli Cobereș, cu mandate de consilier județean, consilier local, iată acum viceprimar. Doamna Vida Noemi este consilier municipal și viceprimar. Consilier municipal este domnul Richard Covaci. Adică sunt totuși niște reprezentanți ai UDMR-ului care sunt la municipii, nu la o comună cum este Coltăul și care cu 300 de voturi faci, nu știu, 3 consilieri sau câți. Comparativ cu voturile câștigate de UDMR în Baia Mare sau în Sighet sau în altă parte, adică nu bate foarte mult din punct de vedere al calculului electoral. Asta încercam să vă întreb, dacă s-a făcut un calcul electoral și la nivel de voturi.
Deci cel puțin ca prestanță personală și ca program asta propriu. Categoric, dacă noastră a reușit să convingă organizația de Baia Mare, unde a fost o, tot așa o întrunire destul de largă a comitetului director, și a reușit să-i convingă pe ceilalți și a reușit să-l bată, de exemplu, pe Covaș Ricard, care este consilier în Baia Mare, cu state vechi în administrație, inclusiv cu un stagiu substanțial la Bruxelles, alături de eurodeputatul Șobor. Bun, asta poate fi și un handicap în momentul în care nu ești în organizație. Depinde, de zile, depinde, dar un om care vorbește curent mai multe limbi străine și care s-a învârtit în lume, totuși ar fi trebuit să convingă mai bine sau să convingă cu un program mai consecvent, mai substanțial pe cei care au votat ascenderea pe primul loc a acestui tânăr. Așadar, până la urmă, nu contează omul foarte mult, contează voturile pe care le dă organizația la nivelul întregului județ. Cam asta încercați să spuneți dumneavoastră. Contează și omul și contează și organizația care îl susține, alegătorii, bineînțeles, și cred că este un fapt pozitiv și nu trebuie neapărat criticat faptul că propulsăm oameni tineri. Nu erau tineri, criticate, era o întrebare din punct de vedere al calculului politic, adică aici era, reușește un tânăr, să spunem, chiar dacă e el nu foarte cunoscut ca și notorietate, să spunem așa, nu are notorietate deosebită, să catalizeze comunitatea maghiară în defavoarea liderilor pe care, de exemplu, i-am amintit mai înainte, adică la Senat, la Camera Deputaților, trebuie să fie totuși o persoană bine cunoscută. Acum, sigur, în cazul comunității maghiare, poate că lucrurile stau un pic altfel decât în politica românească, fiindcă acolo poate contează mai mult că se votează pentru DMR și mai puțin omul. Vedeți, eu cel puțin consider că aceste bătălii interne s-au ca încheiat și din momentul în care dânsul este considerat cap de listă, toți care lucrăm în domeniu îl vom sprijini și vom merge până după el. Până la urmă, maghiarii vor pune ștampila pe LALEA, pe UDMR și mai puțin să se uite pe lista respectivă cine e pe locul 1, fără să știe că poate cel de pe locul 7 nu va intra niciodată în Parlament. E un lucru mai complex un pic și nu cred că va produce repulsie faptul că avem un tânăr de 27 de ani pe această poziție. Nu cred. S-ar putea să fie un atum plus chiar. Am aici comunicat-o buletinul, să spunem, informativ al UDMR de astăzi, care spune că s-a definitivat lista candidaților considerați eligibili la alegerile parlamentare din 2016. Jumătate din membrii noului grup parlamentar vor fi noi. E și o declarație a domnului Kovács Péter, președintele executiv al Uniunii, după ce Consiliul Permanent al Uniunii a definitivat la finele săptămânii trecute lista candidaților considerați eligibili pentru alegerile parlamentare. Referindu-se la parteneriatul dintre Ținutul Secuiesc și Diaspora Internă, președintele executiv a precizat faptul că, la fel ca și la alegerile din 2012, când județul Covasna a cedat un loc eligibil la Camera Deputaților candidatului Uniunii din județul Brașov, în 2016 locul 4 al listei din județul Harghita este oferit județului Sibiu, candidatului Benedek Zocoriaș. Și un lucru care mi s-a părut iarăși la fel de interesant, Consiliul Permanent a decis să consolideze parteneriatul cu Partidul Civic Maghiar. În consecință, pe locurile considerate eligibile din județele Mureș și Covasna, va fi câte un candidat din partea PCM, a spus domnul Kovács Péter. Lucrurile acestea s-au întâmplat doar la nivelul, să spunem, înalt. Aici, în Maramureș, n-ați avut niciun fel de colaborare cu PCM-ul? PCM-ul este foarte slab în Maramureș. Are foarte puține organizații, singura un pic mai răsărită este cea din Câmpul Lung, pe care o știu eu, unde viceprimarul chiar este al Partidului Civic și colaborarea dintre noi este, zic eu, foarte bună. Deci și la nivel local, asta nu ca și cum ar fi o imitare a ceea ce se întâmplă la centru. Noi mult mai înainte am încheiat această convenție cu ei și am oferit postul de viceprimar fără probleme la Câmpul Lung
unui reprezentant al Partidului Civic. A apărut și distribuția pe județe a candidaților eligibili. La Maramureș, într-adevăr, singurul candidat eligibil, considerat eligibil de către Uniune, e candidatul la Camera Deputaților. Pe când la Satu Mare există și candidat la Senat, domnul Turoș Doran. Așa este. Deci ei au avut senator UDMR tot timpul. Satu Mare. În Satu Mare. Asta înseamnă că celelalte poziții sunt practic pur decorative. Locul 2, locul 3 la Camera Deputaților sau locul 1 la Senat. Nu sunt chiar decorative, ci ele sunt menite ca să strângă voturi, pentru că ele intră în coșul comun și la redistribuire pot să conteze foarte mult voturile din diaspora. În opinia noastră, cine ar putea ocupa aceste poziții, de exemplu, locul 1 la Senat, locul 2 sau 3 la Camera Deputaților? Unde? Pe listele UDMR. Păi, repet, la Senat este Vida Noemi și noi avem locul 3 și 6 la Camera Deputaților. Una din poziții va fi domnul Bereș, cealaltă o persoană pe care o vom desemna. Repet, este pur decorativă persoana respectivă, iar la Senat locul 3. Da, am primit un mesaj în care se spune că doamna Vida Noemi, fiind viceprimar, nu poate să candideze la... Pe un vot, pe un loc eligibil, nu. Pe un loc eligibil, nu. Dar nu are nicio legătură faptul că poate să... Deci, poate să, de candidat se poate să se prezinte, nicio problemă. Asta pentru că ar pierde funcția de viceprimar dacă ar ajunge Așa este, deci parlament. Dânsa, din moment ce a hotărât să candideze ca și viceprimar și ca și consilier local la Baia Mare, într-un fel s-a angajat în fața alegătorilor și în fața Uniunii că 4 ani de zile sau cât va putea, va deține această funcție și atunci este normal să nu... Da, nu e, într-un fel, n-ar fi mai logic ca până la urmă Uniunea să facă eforturi să ocupe și un al doilea post de deputat sau unul de senator sau să existe să spunem, o motivație internă mai mare în cadrul comunității maghiare din Maramureș pentru a ocupa aceste posturi, adică să nu fie neapărat oameni pur decorativ puși acolo sau pentru nume care aduc voturi, dar fără o speranță că ar putea să și iasă, pentru că până la urmă și Senatul, dacă ar exista o colaborare între cele două organizații, ar putea deveni o poziție eligibilă. Atâta vreme cât vorbim, se fac acum calcule politice maramureșene de un senator de la PNL, un senator de la PSD și un senator, nu se știe dacă ajunge la PMP sau de ce nu ar putea ajunge la UDMR. Deci aici vorbesc cifrele, numărul de alegători. Vedeți dumneavoastră, în Maramureș UDMR-ul poate conta cu ceva peste 10.000 de voturi. Hai să zicem, cel mai fericit că ați 15.000 de voturi. Asta într-un context ideal. Ori pentru un post de deputat sunt nevoie, din câte știu eu, cel puțin 40.000 de voturi, iar pentru unul de senator 70.000 de voturi. Deci vă dați seama ce ar trebui să strângă din alte județe rămășițe sau voturi parțiale ca să se ajungă la cifrele astea. Practic, la Senat este matematic imposibil, iar la Camera Deputaților de obicei este posibil dacă calculele iasă, de exemplu, Maramureșul duce puțin mai mult decât Sibiu și Brașovul și atunci rămășițele de acolo vin încoace și, mă rog, găsesc niște calcule destul de sofisticate, dar una peste alta trebuie să ținem cont că pentru ocuparea unei astfel de funcții este nevoie de un anume număr de alegători. Ori Maramureșul nu are un număr atât de mare de etnici unguri care să sprijine UDMR. Desigur, așa ar fi ca să intre eventual și locul 2 de la Senat. De la Camera Deputaților, da. Da, deci atunci ar trebui să avem vreo 80.000 de voturi în Maramureș, ceea ce este meritoriu și pentru un partid mare, cum este Partidul Liberal. Depinde de foarte mult de participarea la vot, până la urmă. Sunteți doi consilieri județeni, dumneavoastră și doamna Bendy Dendiche, în Consiliul Județean Maramureș. Câte voturi a obținut UDMR-ul în Maramureș? 10.000 și ceva, 10.500, 10.400, deci... La participarea, nu tocmai... La o participare de circa 30 și...
35-36%, dacă bine rețin minte. Asta înseamnă că trebuie să fie participat de cel puțin jumătate, deci, la da, spun că așa, după un calcul foarte optimist și după o mobilizare deosebită, 15.000 de voturi reprezintă o performanță. O performanță. Da, am și o informație pe surse. Se pare că ne urmărește lumea din comunitate. Doamna Vida Noemi se insistă că centrul a pus-o pe locul 2. Asta înseamnă că probabil cineva știe că pe locul 1 încă mai e bătălie la Senat. Eu acum vreo 2 ore am văzut portalul respectiv și era pe locul 1. Mă rog. Vreau dar să repet, puțin... încă o dată, repet, este un loc pur decorativ, pur simbolic, numai în scopul colectării voturilor pentru camera respectivă, camera superioară. Asta fără niciun fel de, să spunem, legătură cu faptul că dânsa are un proces de incompatibilitate cu ANI la ora actuală și probabil că centrul s-a gândit să o lase undeva pe locul 2. Vom vedea, până la urmă, datele oficiale, de unde le obținem și când, nu se știe încă. Datele oficiale, în mod normal, trebuiau să apară deja de la hotărârea Comitetului Permanent, Consiliul Permanent al UDMR, trebuiau să apară deja. Be, și la distribuția pe județe distribuția a candidaților eligibili, dânsa nu figurează la Maramureș, decât domnul de la Camera așa Deputaților. Este, așa este, acolo sunt numai voturile eligibile, deci locurile eligibile. Celalți nu. Aș vrea să vorbim puțin și despre activitatea de la Consiliul Județean după o scurtă pauză de publicitate. Societate comercială din Vișeu de Sus angajează electricieni cu experiență pentru muncă în România și în Germania. Detalii la telefon 0752 269 898. Clinica Someșan vă oferă servicii medicale la cele mai înalte standarde de calitate și profesionalism. Tehnologia de înaltă performanță, pregătirea de specialitate și calitatea umană a personalului clinicii Someșan ne recomandă ca o instituție medicală de prim rang. Clinica Someșan, respect și profesionalism pentru pacienți. Unde alergi așa, Costică? Ah, sunt foarte grăbit. Vine fiica mea acasă și ni s-a stricat frigiderul. Îmi trebuie alt frigider și o mașină de găurit și niște cratițe noi, plus o găleată cu mop și niște biberoane pentru cel mic. Vine cu copiii? Da, și vreau să iau și niște jucării lui Gige. Stai, Costică, nu ai auzit? S-a deschis noul magazin Royal. Acolo le găsești pe toate. Da? Unde? Pe strada Basarabiei, vis-a-vis cu Alian Siriac. Și au frigidere Heiner cu 5 ani garanție. Și prețuri mici, chiar foarte mici. Dacă te grăbești, prinzi și un cadou. Mă duc chiar acum. Royal, magazinul tău. Cabinetul Opticlina oferă pentru toate categoriile de vârstă consultații gratuite efectuate de către un medic oftalmolog și optometrist. Promoțiile de sezon la Opticlina. La fiecare pereche de lentile progresive se oferă a doua pereche de lentile progresive gratuit. Și la fiecare pereche de lentile fotocromatice se oferă o pereche de lentile cu antireflex gratuit. Nu uita! Opticlina are grijă de ochii tăi. Ne găsești zilnic în Sighet, strada Mihali de Apșa, vis-a-vis de magazinul Liliacul. Programări la telefon 0752 883 586. Și nu uita, Opticlina are grijă de ochii tăi. Visezi la o nuntă ca în povești? Vino la Ballroom Mirage. Ballroom Mirage te așteaptă să-ți planifici nunta pentru anul 2017, 2018 sau 2019 într-o atmosferă elegantă în sala nunților. La noi ai parte de cele mai gustoase și variate meniuri, la cele mai bune prețuri și dispunem de un spațiu perfect pentru nunta ta. Nunta ta va fi una de poveste cu Ballroom Mirage. Eleganța și stilul ne reprezintă. Ne găsești la Ballroom Mirage din Sarasău, la ieșirea din Sighet, pe partea dreaptă. Informații
informații la telefon 0751 058 518 sau 0743 927 112. Ballroom Mirage are grijă ca nunta ta să fie una de poveste. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume. Cu președintele executiv UDMR Maramureșul istoric, domnul Mihai Căcheneș, vorbim astăzi în cadrul emisiunii Maramureșul azi. Spuneam că vreau să vorbim și despre activitatea din Consiliul Județean. Noastră, doamna Bendy Dendica, sunteți reprezentanții UDMR-ului. Faceți parte din marea coaliție care conduce la ora actuală județul Maramureș, împreună cu PSD-ul, PMP-ul, PR-ul, PNCCD-ul. Cum vă înțelegeți? Că sunteți foarte multe partide în coaliția aceasta. Aveți și ședințe de coaliție înainte de ședințe de Consiliul Județean? De obicei, da. Dar ele sunt foarte scurte pentru că, în general, hotărârile sunt emise sau pe undeva emană din conducerea actuală a Consiliului Județean și cu care, de obicei, suntem de acord pentru că urmărim aproximativ aceleași țeluri cu mici, mari probleme caracteristice fiecărui partid. Ce părere aveți despre discuția aceasta privitor la dizolvarea Consiliului Județean lansată de către liberal, pe motiv că cei doi consilieri județeni liberali, Mircea Man și Gheorghe Mihai Bârlea, nu au fost validați în prima ședință de constituire a Consiliului Județean? Da, e într-un fel surprinzătoare această atitudine a colegilor liberali, pentru că s-au trezit abia după vreo 3-4 luni după ce ne-am constituit că ceva nu a fost în regulă, iar unul din consilierii în cauză, domnul Mircea Man, nici nu a depus jurământul, pentru că la a doua ședință deja și-a prezentat demisia și în locul său a intrat domnul Marian Gheorghe. Din punctul meu de vedere, ședința a decurs conform prevederilor legale, în prezența domnului prefect. Ședința a întrunit quorumul necesar pentru alcătuire, respectiv două treimi, și în momentul în care am fost 24 de consilieri în sală, am putut să ne constituim în Consiliu legal constituit, așa cum prevede legea. Ulterior, colegii de la Partidul Liberal și de la UNPR sau care au mai fost acolo, au intrat în sală, au renunțat la boicotarea ședinței, văzând că s-a întrunit quorumul necesar, după care s-a trecut conform legii la validarea pe rând a fiecărui consilier în ordine alfabetică. Validarea conform legii se face prin votul tuturor consilierilor. Nicăieri nu prevede legea că eu sunt obligat ca și consilier să votez pentru validarea unei persoane sau nu. Dacă mie persoana respectivă îmi ridică niște semne de întrebare, dacă am suspiciuni privind la orice latură a activității sale, la persoana sa, am dreptul, conform legii, să votez pentru, împotrivă sau să mă abțin. Ori acest lucru s-a întâmplat. Este adevărat că domnul Zetea a venit cu această propunere de invalidare a domnului Man și a domnului Bârlea, dar propunerea domniei sale putea să fie acceptată sau putea să nu fie acceptată de majoritatea consilierilor respectiv, fără ca să fie o obligație de niciun fel
privind, nu s-a discutat înainte nicio clipă asupra acestei posibilități. Faptul că domnul Mann a fost privat de dreptul său de a alege și de a fi ales, mi se pare un lucru destul de ciudat, pentru că domnia sa oricum nu avea nicio șansă care să ocupe funcția de președinte al Consiliului Județean, așa cum spera domnia sa, pentru că majoritatea nu l-a validat. Dacă avea majoritate care să-l voteze ca și președinte, îl validau. Deci este o chestie destul de ciudată din punctul meu de vedere și cred că acest demers al colegilor din Partidul Liberal nu va avea urmări, sau cel puțin în momentul de față cred că stă la nivelul unei sesizări la instituția prefectului, dacă bine știu eu. Nu s-a înaintat în justiție. Aș mai adăuga că în trecut domnul Mann și partidul pe care l-a condus domnia sa au fost maestri în arta invalidării unor consilieri și a găsi niște soluții de fel și chip pentru a influența atât compoziția cât și culoarea politică, să zic. Acum, așa. Acum aici trebuie să ne dați un exemplu sau o dovadă în sensul ăsta, că mă obligă CNA-ul să vă cer o dovadă că l-ați acuzat pe domnul Mann de maestru în genul ăsta de Deci acțiuni. Trebuie să ne întoarcem cu 8 ani în urmă sau cu 12 ani în urmă, când încă se mai formau consiliile județene după actualul sistem, nu cu președinte ales uninominal. Și atunci putem să vedem cum s-a validat, cum nu s-a validat. Deci trebuie mers în arhivă și văzut aceste lucruri. Se pot vedea. Ce părere aveți despre activitatea societății Drumuri și Poduri, acolo unde înțeleg că fostul nostru coleg, domnul Emil Marinescu, va fi director? Sperăm că și până acum domnia s-a coordonat această activitate în calitate de vicepreședinte al Consiliului Județean și cred că prin prezența domniei sale acolo va fi un suflu nou în această societate și rezultatele le vom vedea cu toții în sens absolut pozitiv. Deci se încearcă renunțarea la sistemele vechi de plombare a drumurilor și nu știu ce, se vor trage covoare asfaltice, încercăm să alocăm și sumele necesare pentru această treabă și eu sper că în următorii 3 sau 4 ani vom vedea o îmbunătățire substanțială a stării drumurilor județene, cele care sunt normal în subordinea. Da, de ce credeți că lucrul ăsta nu s-a putut întâmpla pe perioada cât a fost vicepreședinte? S-a ocupat de societatea Drumul și Poduri? Da, s-a ocupat de această treabă și au fost și făcute demersuri în acest sens, însă cred că această construcție a celebrei șosele dintre Baia Spie și Bârsana a canalizat toate eforturile, atât a Consiliului Județean, cât și a domniei sale, în direcția realizării acestui proiect, care a fost un proiect foarte mare și s-a realizat într-un proiect timp record, zic eu, în condiții bune, sau cel puțin mulțumitoare, și este una din realizările cele mai mari ale vechii legislaturi, alături de alte proiecte mari, cum ar fi finalizarea Spitalului Județean, închiderea circuitelor bisericilor de lemn și aducerea celebrului proiect de management al deșeurilor la un procent de realizare de peste 70%. Sigur, nu s-a reușit în bună măsură demararea lucrărilor la aeroport și au mai fost câteva probleme pe parcurs, dar eu apreciez că atât domnul Marinescu cât și vechea structură de conducere a Consiliului Județean condusă de domnul Zanfir Ciceu a fost un succes pentru Baia Mare, pentru Maramureș și pentru tot județul și pentru Baia Mare, pentru că ei au câștigat cel mai mult, poate, prin spital. Am să vă întreb și despre proiectul drumului Baia Mare, drum rapid Baia Mare-Voia. A rămas total, să spunem, abandonat?
Vă mai interesează și pe dumneavoastră ca și partid? Sigur că ne interesează politic. Și nu există ocazie în care să nu ridicăm acest proiect. Trebuie să spunem că, din păcate, dimensiunile sale exced Consiliul Județean și, practic, aici este nevoie de un acord politic sau o voință politică, pentru că lucrarea trebuie să se desfășoare sub egida Autorității Naționale de Autorității Drumurilor Naționale și sigur că fondurile trebuie să vină din bugetul central, nu dintr-un buget local, cum este cel al județului Maramureș. Dar lobby există, încercăm și PSD-ul încearcă și noi încercăm și toată lumea încearcă să împingă, să găsim înțelegere pentru acest drum. Sigur, acum, pe moment, prioritățile sunt groapa de deșeuri, deci finalizarea programului de management integrat al deșeurilor și aeroportul, care sunt două probleme majore cu pericol de a rămâne fără finanțare în viitorul apropiat. Sunteți în comisia aceasta ATOP, am înțeles, împreună cu doamna Benidendica. Cu ce se ocupă? Cum v-ați acomodat acolo? Suntem la început de drum. Autoritatea Teritorială de Ordine Publică este un organism consultativ pe lângă Consiliul Județean, compus atât din reprezentanța ai Consiliului Județean, din reprezentanța ai sferei civile, reprezentanța jandarmeriei, a poliției, a pompierilor, deci a ISU și așa mai departe, care eliberează proiecte, eliberează propuneri și face diverse acțiuni în vederea realizării unui climat mai sigur și mai bun din punct de vedere al ordinii publice în județul Maramureș. Repet, este o organizație cu rol strict consultativ, care nu este implicat în activitatea directă de zi cu zi a organelor de ordine publică care intră în componența sa. Dar ne scrie un telespectator, e și indemnizată comisia aceasta? La ce valoare? Da, așa este. Impune prezența suplimentară la aceste adunări, în grupuri de lucru, la ședințele respective și așa mai departe, exact așa cum lucrăm în cadrul Consiliului Județean. Și acolo există comisie, există activitate în plen și așa mai departe. Dar care e cuantumul indemnizației? Eu nu am primit în condemnizație, deci nu vă pot spune cât este. Cu exactitate. Cu exactitate. Am înțeles. Aveți momentan și un sondaj de opinie lansat de Consiliul Județean și între consilieri și către populație privind, să spunem, sigla Consiliului Județean. Variantele puse în dezbatere sunt reprezentative, sunt mai multe, le-ați văzut? Sunteți mulțumit de cum arată ele la ora actuală? Acum, fac parte și din Comisia pentru Cultură și aceste proiecte de sigla. Sigla și slogan județului. Au fost prezentate și în momentul de față, acum nu știu dacă ar fi o posibilitate să arăt, dar în momentul de față stindem să adoptăm această siglă. Nu știu cum aș putea să o arătăm. Da, ridicați-o, efectiv, deci, hârtia și colegii mei. Din foarte multe variante, această siglă care este aici, acest disc reprezintă discul solar, Maramureș te poartă spre tradiție, într-un scris bicolor. Să o facă și colegii mei la cameră. Asta ar fi cea pentru care optează deci consilierii județeni. Sau Comisia este, de Cultură, spuneți noastră. Pardon, acum ne aflăm în faza de avizare în Comisia de Cultură. Comisia de Cultură va aviza acest proiect sau altul, mă rog, deci deocamdată pot să vă spun unde ne-am oprit în momentul de față.
Și după aceea, normal, urmează prezentarea în plen și așa mai departe. Deci adoptarea, care e un procedeu un pic mai îndelungat și mai anevoit. Poate să se schimbe oricând, deci nu este o... Vă întrebam lucrul ăsta pentru că astăzi domnul Gabriel Zeta a declarat colegilor mei de la știri că nu e prea mulțumit de modelele logo-urilor pentru județ și comisia din care faceți parte, bănesc că a avut și ea ceva de spus pe tema aceasta. Deci, dintre toate cele prezentate, asta era cea mai apropiată de ce ne-am închipuit noi. Sunt aici cel puțin 30 de modele, de diverse forme și de diverse, dar în general sloganul este Maramurește poartă spre tradiție, iar amplasarea într-un design corespunzător, mă rog, este, să zic așa, meritul celor care au lucrat la acest lucru. Deci Da, între timp a venit și informația din prima parte a emisiunii privitor la locurile pe liste. Cameră 1, Baia Mare, 2, Sighet, 3, 4, 5, Baia Mare, 6, Sighet, apoi restul Baia Mare până la numărul 9 cu rezerve. Da. Senat 1, Sighet. Mulțumim. 2, 3, 4, 5, Baia Mare. Acum să vedem dacă o fi cum am primit eu informațiile sau... Poate că deci, nu știu, repet, n-am văzut această informație, eu aveam alta, dar poate aveți noastră tot acolo suntem, tot acolo suntem, tot acolo suntem, pentru că, repet, singurul loc eligibil este locul 1 la Camera Deputaților, deci asta este clar. Bun, locul 2 de la Sighet, mergeți noastră, merge domnul Bereș? Domnul Bereș a depus până acum numai candidatura. Noastră nu vă înscrieți? Nu. Am înțeles. Mai există și alți doritori sau și-au mai depus și alții cereri? Nu au fost alții, deci va trebui, nu forța, dar va trebui să nominalizăm noi persoane pentru locurile rămase vacante. Așadar există posibilitatea să fii și dumneavoastră până la urmă. Mai de voi, mai de nevoie. Da, am mai fost eu băgat așa și la Senat și la... Am înțeles. Vă mulțumesc foarte mult pentru prezența astăzi în emisiune și vă mai aștept și împreună cu colegii de coaliție sau de ce nu cu opoziția din Consiliul Județean. Cu mare plăcere. Doamnelor și domnilor, aceasta a fost ediția de astăzi a emisiunii Maramureșul Azi. Vă mulțumesc foarte mult pentru atenție. O seară frumoasă în continuare. La revedere!